avem o delegație de 4 persoane, în cuplu cu profesorul Vasile Adăscălițe, domnul profesor istoric de specialitate și poate ne vorbește și din punct de vedere istoric despre evenimentele despre care discutăm noi astăzi. Chiar și în aceste rânduri de discuții care au fost astăzi, mai participat la activitățile organizate de Societatea Golgota, apoi la cele organizate la PTR, la Fântâna Albă și la Luca. Și în ciuda acestor, pentru că nu există o coordonare a cercetării pe această temă, ca istoric vreau să vă spun că tot ce s-a scris și se scrie în continuare reprezintă un pas înainte și un lucru absolut necesar pentru a finaliza ce se dorește domnul Covaciu. Voi începe prin a vă da un răspuns la problema pe care ați ridicat-o domniile voastre legat de acel reportaj al televiziunii române, finanțat parențe de statul român. Și vreau să spun că un motiv pentru care am venit mai des în coace a fost acela legat de a cunoaște tocmai ce s-a întâmplat. Sunt istoric, dar până prin anii 92-93, în istoria României nu s-a vorbit despre aceste lucruri. Doar așa, știți, în subsol, se mai vorbe despre Fântâna Albă, despre Lunca, despre alte masacre. Ție și însă noi erau informații oficiale, dar văzând filmul doamnei Ioncini, am zis că e de datoria mea să mă clarific asupra acestei probleme. Și în primele discuții pe care le-am avut cu unii colegi în această zonă, am vrut să mă ridic în primul rând asupra cifrei vehiculate de domnia sa în material, cu de 7.000 de victime. Cam majoritatea interlocutorilor mei s-au arătat contrariați de faptul că această cifră a fost interbolizată și ne-am întrebat și mă întreb dacă reportajul respectiv a fost făcut cu bună credință, obiectiv, sau a fost făcut pentru a crește gradul de culpabilizare nu a unui popor, pentru că noi dacă vorbim de aceste evenimente, problema era, vorbim de atrocitățile săvârșite împotriva românilor de un popor sau de o ideologie. O reportajul respectiv încearcă să și avansează ideea că, de fapt, o ideologie a fost cea care a săvârșit aceste masacre și nu un anumit popor. Iar dorința aceasta de a culpabiliza o anumită ideologie nu mi se pare corectă și nici nu este cea adevărată sau istorică. Acesta este un aspect. Al doilea aspect e legat de această întrebare. A făcut bine sau a făcut rău acest reportaj? Pentru că evident, mie, ca istoric, m-a strâns curiozitatea și am venit să cercetez și am fost și voi merge la toate activitățile până ce mă voi clarifica. Dar, fiind difuzate prin mass media asemenea informații și apoi preluate necritic și neavizat, s-a făcut bine sau s-a făcut rău. Pentru că, iată, spunea tot domnul Covaciu că s-a ajuns la cifre de câteva mii, zeci de mii de victime la Lunca, la Fântâna Albă. Care este efectul? Efectul că, prin promovarea acestor cifre, se duce în ridicol întreaga activitate și atunci, băi, voi nu mai sunteți serioși. Când spui că au fost 10.000, 15.000 și când realitatea au fost 600, 700, deja înseamnă că nu vă respectați pe voi și atunci, când lucrurile se duc în rezolvă, te lași pe dupași. Și noi avem de pierdut. Da, nu pot acuza în totul de credință.
pentru că am văzut multe informații au fost preluate din teritoriu, dar nu probabil era persoanele mai avizate. Dar, indiferent de modul în care privim această problemă, important este ca noi să urmăm pe mai departe sfatul și îndemnul mare învățat de Herzog Gheorghe Iasache. I s-a preluat mai târziu această zicere că, îl spunea, istoria este prima carte a unei nații. Încrânsă în această carte de istorie, nații respective vede trecutul, prezentul și viitorul. Am preluat-o și noi istoricii, o perioadă i s-a atribuit lui Bălșescu, dar ideea îi aparține lui Iasache. Prin toate aceste activități care se fac, ele, mai multă sau mai puțină lume. Lucrul acesta astăzi contează mai puțin. De ce? Pentru că prin intermediul mijloacelor mass media, informația curge foarte ușor într-o mai largă sferă de cuprindere și ajunge la oameni. Dar prin tot noi ce facem, în primul rând, ne aducem omagiu pentru cei care au murit. Că au fost 700, că au fost 1000, dar cred că mai mult de 1000, din punctul meu de vedere, nu au fost, au fost cu adevărat români. Stau și mă întreb astăzi câți dintre cei care sunt aici prezenți și care vorbim despre ei, ar fi în stare să facă ceea ce au făcut strămoșii noștri în 40, în 40. Mă îndoiesc că sunt prea mulți. De aceea și prezența mea aici, alături de colegii din Asociația Prietenii Basarabiei, Bucovinii și Ținutului Herța, este un omagiu pe care noi, românii botoșeneni, că într-un fel mă simt oarecum tratat așa, într-un fel de simțim discriminați, pentru că de regulă se vorbește despre Bucovina, despre Suceava, despre Rădăuți, mai puțin se ține cont de fapt că și Dorogoiu își are partea lui de istorie și de memorie din această tragedie și, repet, că iau ideea, este o mașină pe care îl aducem pe memoria sacră a strămoșilor noștri, care au făcut acest sacrificiu și care, pentru noi, trebuie să constituie un imbol de a ne întâlni și mâine, și poimâine, și ori de câte ori va fi nevoie. Să mergem cu convinția că avem această datorie de făcut și mai ales în ziua de astăzi, când, știți, domniile voastre, se pare că, mai ales în ultima perioadă, istoria se descrie și se descrie tot cam în vechile pagini, în vechile frontiere și toți cei mici printre care și noi vom avea de trecut. E datoria mea însă ca istoric să fiu aici, e datoria domniilor voastre ca pe mai departe să răspândiți această idee. Știe ce facem noi aici, este foarte, foarte important. Vă mulțumesc și vă doresc să ne dați pe rog.